Ploieștenii trăiesc de ani de zile coșmarul toaletelor stradale, astfel că lipsa grupurilor sanitare rămâne o problemă rușinoasă pentru municipiul Ploiești. În tot orașul există doar 11 grupuri sanitare funcționale. Dacă luăm în calcul rezultatele ultimului recensământ realizat la nivelul municipiului, asta ar însemna o singură toaletă publică pentru aproximativ 16.000 de persoane, fără a mai lua în calcul navetiștii, turiștii sau persoanele care tranzitează orașul în fiecare zi. În Ploiești nu există WC-uri publice suficiente, dar nici bunăvoință pentru întreținerea celor puține. Suntem de râs, de râs. Păcat de orașul ăsta ce a ajuns. Eu nu-s de aici, dar păcat ce a ajuns. Și o să fie din ce în ce mai rău. Vă garantez eu, din ce în ce mai rău o să fie. Mai bine nu o să vină niciodată. Că n-avem cum. Toți nu mai mint, nu mai promit, nu mai așa și nu fac nimic. Tot, fie că a fost Cozma, fie Nan, cine e acu, cine Dumnezeu e, că nici nu ne mai interesează. Decât bătăi de joc. O mizerie. O mizerie. Dar nu, eu nu mă duc la toaletă. Eu mă duc acasă la mine. Că eu într-o de-asta n-aș intra pentru că mă îmbolnăvesc. E groaznic, e groaznic cu toaletele, e groaznic. Și care sunt, sunt extraordinar de mizerabile. Vă dau un exemplu. La halele centrale există acolo câteva. E durere, e durere. Și știți ce mă indignă? Nu fac caz că, Doamne ferește, costă 2 lei sau 3 lei, dar să fie curat. Punem, dumne, și mie la dispoziție hârtie igienică de calitate, nu măgăria aia care, că dacă n-am avea în geantă, ar fi durere. E, și aici aveți perfectă dreptate. Nu avem niciun WC-ul de Doamne ajută. De ce, domnule? Țările astea dezvoltate fac niște chestii care sunt deosebite. Adică nici nu-ți vine să cred că sunt lumești. Iar la noi stăm și pe loc așa. De ce? Că bani sunt, să știți. Bani sunt. Nu suntem fără bani. În special acum cu fondurile astea europene. Asta e dezastru. E dezastru pentru că nu ai... E strigător la cer, este strigător. Ploieștiul din ce a fost a decăzut rău, rău, rău de tot. Avem momente când ne este rușine, când vedem alte orașe pe unde mai mergem, că locuim în Ploiești. Și Ploieștiul era trampă de lansare pentru... Acum suntem. Toată lumea în sectorul ăsta vine, își face nevoile, pleacă. Și sunt sesizări făcute, nu a luat nimeni nicio măsură de ani de zile. Iar noi suntem sătui de promisiuni. Și s-a intrat așa, într-un fel de inerție, oamenii nu-și mai cer drepturile. Decât pe Facebook, da? Pe alte rețele de socializare, toată lumea e revoltată. Dar nimeni nu s-a dus, în conformitate cu legea 60, să facă o adunare publică, să delege 10 reprezentanți care să se ducă la primar și să-l ia de cravată și să-i spună ce faci, mă, cu banii noștri. Unde-i curățenia? Unde-i ordinea? Unde sunt adăposturile pentru oamenii străzii? Unde este asistența socială? Unde sunt cei care strâng drogații de pe străzi? Liniștea și siguranța cetățeanului, că le plătim salarii și ei sunt în slujba noastră. Fiecare primar și consilier local este angajatul meu, al dumneavoastră și al fiecărui cetățean care din puținul lui, eventual luminind pe economie sau lucrând la negru sau în economia gri, îi plătește un salariu care nu este chiar mic. Nu, deci nu e, totul e neregulă, să știți. Nu, nu suntem mulțumiți. Acum vom vedea, așteptăm la nou primar, de aceea l-am ales. Ar fi trebuit să fie toalete ecologice prin oraș. Nu prea au fost și sunt închise acum, nu mai funcționează. De ani de zile nu mai funcționează. Asta e un lucru urât, pentru că populația e multă și... Toaletele puține și insalubre ar trebui să fie un subiect care să pună pe gânduri autoritățile ploieștene.